jumătatea săptămânii, miercuri, lucrurile se adună din spate și se mai adună și din față. Adică se adună din spate că au trecut câteva zile și probabil că n-am rezolvat ceea ce vroiam să rezolvăm. Se adună din față pentru că mai sunt doar câteva zile și trebuie să ne oprim din muncă. Probabil că miercuri e o zi dificilă. Mulțumesc celor ce ați venit. Mulțumesc celor ce fac din momentele acestea delectarea lor sufletească, spirituală. Am putea în seriile acestea să avem o delectare emoțională, în așa fel încât să plecăm de aici simțind că emoțiile noastre au fost satisfăcute și împlinite. Dar aș vrea mai mult decât atât. Aș vrea ca să plecăm de aici cunoscând mai mult. Emoțiile trec. Și când vor trece, amintirile vor ști că a fost ceva frumos, dar nu vor ști ce. Dacă la nivelul minții noastre cunoștința se va acumula și va crește, începând din momentul acesta mai departe, vom ști cum să ne schimbăm viața pentru ca să fim fericiți și binecuvântați. Avem nevoie de asta, să știm ce să schimbăm, să știm cum să fie altfel pentru ca să fie mai bine. Și vreau să vă spun limpede, nu am nicio șansă ca să înțeleg măcar ceea ce se spune dacă nu deschid cuvântul lui Dumnezeu. Ca să mă înțelegeți ce vreau să zic, aș vrea să vă pun două întrebări la care chiar vă invit să răspundeți. Înainte de căderea comunismului, eram informați. Da sau nu? Erau informați. Poftim? Bun, da, eram informați, știam. Părerea mea este că, nu știu de ce avem dificultăți în privința asta, dar dacă cineva mă informează numai cu ceea ce vrea el să știu, vreau să te întreb, sunt informat? Nu. Nu. Pentru că informația e obiectivă, nu e subiectivă. Informația nu ține de ce vrea unul sau ce vrea altul. Informat înseamnă că știu și ce vreau și ce nu vreau, dar știu ce trebuie. Întreb încă o dată. Știam ce trebuie? Haideți, că vreau să-mi spuneți. Știam sau nu? Aoleu! Deci nu mai zic nimic. Și nu plec mai departe până nu răspundeți. Știam ce trebuie înainte de 89 sau nu? Nu. Bun. Suntem de acord aici. Asta e părerea mea. 2. Da, acum suntem informați. Poftiți? Tare. Da sau nu? Răspuns. Nu. De ce? Sunt două feluri de a dezinforma un om. Să nu-i spui adevărul și al doilea fel de a dezinforma un om este să-i spui prea multe. Și dacă îi spui prea multe, nu mai știe ce să facă și nici ce să creadă. Nu știu dacă ați observat dumneavoastră, dar există agenții de știri în lumea socială. Lucrurile sunt atât de multe, se întâmplă atât de multe astăzi în lumea noastră, încât o agenție de știri ia toate știrile la care are acces și sunt zeci de oameni, dacă nu cumva sute de oameni, care triază știrile respective și încearcă să aleagă știrile care sunt mai importante. Apoi știrile mai importante se duc mai departe pe biroul directorului instituției respective. O țară, cum este Marea Britanie, are multe agenții de știri. După ce fiecare agenție de știri filtrează știrile respective și le pune pe masa directorului lor de știri, toate aceste agenții iau știrile lor și le aduc mai departe la o agenție centrală. Și agenția centrală de știri le filtrează încă o dată și cele mai importante știri ajung pe masa președintelui sau a prim-ministrului dumneavoastră. Astfel, în fiecare dimineață,
președintele dumneavoastră, președintele țării, știe ce se întâmplă din punct de vedere al celor mai importante evenimente. Câți oameni au lucrat pentru treaba asta? Câți oameni? Dacă n-ai la îndemână câteva sute de oameni ca să preia toate știrile, să le filtreze și să ajungă la cele mai importante, ce șansă am eu, Valentin, să mă apuc să intru prin internet, să citesc toate și la urmă să știu cele mai importante știri? Ce șanse am? Poftiți? N-am nicio șansă. Din cauza asta, treaba asta o mai face pentru noi televizorul, o mai face media, mai filtrează ei niște știri și ni le mai dau nouă. Dar n-am nici o nădejde că ei fac treabă bună. Și în momentul ăsta, vreau să vă spun un lucru. Această carte devine importantă. Pentru că ea este cartea care, datorită profeției și Spiritului lui Dumnezeu, filtrează cel mai bine evenimentele care se întâmplă. Dumnezeu știe cel mai bine mersul lucrurilor și de asemenea știe cel mai bine ce este cel mai important pentru mine și pentru tine. În Scriptură nu scrie nimic ceea ce nu mi-ar fi de folos și nu este nimic de umplutură. Dumnezeu a acționat selectiv în istorie și în istoria trecută și în istoria prezentă și în istoria viitoare. Printr-o cunoaștere extraordinară pe care Scriptura o numește cunoaștere profetică. Și prin cunoașterea profetică Dumnezeu reușește să cunoască lucrurile, să fie selectiv și să spună pentru vremea de acum important e pentru tine următorul lucru. Și Scriptura îmi spune ce e important pentru mine. Din punctul ăsta de vedere aș vrea să vă spun, creștinul ar trebui să fie cel mai informat om care există în secolul 21. Cel mai informat. Și nu că știe multe, nu din punct de vedere al cantității de știri, ci că știe, ziceți, ce e important, ce contează. Se numește adevăr prezent. Dacă nu știi adevărul prezent, degeaba știi adevărul în legătură cu Revoluția franceză. Dacă nu poți să faci legătura între Revoluția franceză și azi. Dacă știi foarte multe, poți să faci prezumții deterministe pentru ziua de mâine. Să zici, cred că datorită evenimentelor de acum, lucrurile se vor desfășura în așa fel încât războiul din Ucraina îl va câștiga America. Știți că până la urmă cam așa stau lucrurile. Dar astea sunt prezumții. Dumnezeu este singurul care la un moment dat știe exact ce se va întâmpla. Dacă vei deschide Scriptura și dacă te vei lăsa informat, dacă vei deschide Scriptura și te vei lăsa învățat, vei avea șansa să fii nu doar cel mai bine informat, dar să fii cel mai bine îndrumat. Cu alte cuvinte, condus. Vă mulțumesc pentru că ați venit în seara asta aici. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru ocazia pe care o avem. Zâmbiți, pentru că Dumnezeu vă oferă posibilitatea unei condiții atât intelectuale cât și emoțional sufletești, unei condiții optime, deosebite. Dumnezeu vă promite și ne promite tuturor că ne va da un viitor și o nădejde. El lucrează la asta acum. Deci, încă o dată, bine ați venit. Haideți să trecem la un subiect pe care aș dori să-l discut împreună cu dumneavoastră. Subiectul se numește Ultima globalizare. Vreau să vă întreb dacă e important sau nu. Vă interesează sau nu? Vă spun, dacă ar trebui să iau datele globalizării, modul în care are loc și așa mai departe din mass media, probabil că m-ați putea chestiona și ați putea să ziceți, băi, cred că
ceea ce spui tu este o părere sau o opinie, dar mai sunt încă 100 de păreri din punctul ăsta de vedere mai departe. Dar în seara asta vă voi invita să vă lăsați surprinși de modul în care Dumnezeu vorbește despre globalizare. Vorbim despre lucrurile astea care ne afectează. Uitați-vă la imaginea care este aici. Vedeți care sunt elementele care globalizează? Le vedeți? Le citiți? Dați-mi un exemplu. Poftiți? Samsung, Coca-Cola, Gillette, Nokia, Microsoft, Apple, HP. Corporațiile. Mulțumesc. Mă rog să observați, noi vedem globalizarea politică și noi vedem liderii politici care se ocupă de așa ceva. Harta aceasta însă vorbește despre altceva. Nu, globalizarea lumii nu este dată de elementul politic. Elementul politic este doar o interfață, așa apare la suprafață. În realitate, ceea ce se pilonii adânci, lucrurile serioase care lucrează la ideea de globalizare sunt interesele economice de corporație, lanțurile de orice care creează economia astăzi. Știți, dacă o instituție sau o corporație crește, la un moment dat o țară nu mai încape, nu e suficientă. Și atunci va trebui să pună un picior dincolo de graniță și să treacă dincolo și apoi un altul dincolo și se ramifică și crește, rețeaua devine din ce în ce mai importantă și cu cât rețeaua este mai mare, cu cât lanțul este mai mare, cu atât nu mai contează unde ești, că ești în America, că ești în Anglia, că ești în Australia, că ești la Bruxelles, nu contează treaba asta, contează că ești în interiorul aceleiași corporații, cu sediul la Bruxelles, cu sediul la Londra, cu sediul la Los Angeles sau la New York, contează sediul? Nu, contează că ești și faci parte din Facebook sau din Microsoft sau din altă parte. Asta contează. Forțele de coagulare vin dintr-o parte de unde nu ne-am aștepta. Vin din interesele economice a unei lumi care are sau care a intrat într-un spațiu de concurență extraordinară și care acum se reorientează la nivel global. Nu îi mai ajunge o țară, îi trebuie o planetă. Nu îi mai ajunge o țară, îi trebuie o planetă. Pe fondul ăsta, întrebarea mea este: ce legătură are Sfânta Scriptură cu treaba asta? Ce legătură are elementul religios cu această realitate? Ce legătură are sufletul meu și sufletul tău cu această realitate? Haideți să citim. Tesaloniceni 2:3. Textele astea le-am mai citit. Vă aduceți aminte despre omul fără de legii? Vă amintiți? Am studiat cam luni, cred că am atins subiectul acesta. Omul fără de legii, fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai presus de tot ceea ce se numește Dumnezeu sau de ceea ce este vrednic de închinare, așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Acum, întrebarea mea este, înainte de a citi mai departe, dacă se așează la ideea de Dumnezeu, influența lui la ce nivel se exercită? Poftiți? La nivel de națiune? La nivel de oraș? Nu, la nivel planetar, la nivel global. Foarte interesant lucrul acesta. Mai mult decât atât, la nivel universal. Partea a doua. În aceeași capitol 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 9, arătarea omului fără de legii se va face prin puterea, printr-o putere supranaturală, dragii mei, asta vreau să înțelegeți. Puterea de manifestare nu este un fenomen natural care ține de natura fizică a lucrurilor, ține de natura supra
existențială a noastră, supramaterială, cu tot felul de minuni, semne, puteri mincinoase, cu toate amăgirile nelegiuirii, pentru câți? Pentru toți cei ce sunt pe calea pierzării. Indiferent de limbă, indiferent de cultură, indiferent de naționalitate, indiferent de gen, indiferent de... este cuvântul acesta pentru toți. Ai grijă în ce categorie te afli, în ce toți te afli, unde ești. Și aici spune, pentru toți cei ce sunt pe calea pierzării, și în paranteză, textul biblic spune, din ce cauză a ajuns pe calea pierzării? Zice aici, pentru că n-au primit dragostea de adevăr ca să fie mântuiți. Te interesează adevărul? Seara trecută eram aici, s-a pus o întrebare. Dom'le, ce-i cu atâtea religii, cu atâtea credințe și așa mai departe? Întrebare extrem de bună. Nenorocirea că uneori răspunsul e prost. Și răspunsul nostru este, păi, fiecare cu ale lui. Răspuns prost. Pentru că Dumnezeu spune, trebuie să existe un adevăr. Unu. Și doi, trebuie să-ți placă adevărul. Adică să ai dragoste de adevăr. Și dacă ai dragoste de adevăr, vei urmări adevărul, te va interesa adevărul, te vei zbate pentru adevăr. Și dacă vei avea această dragoste de adevăr, probabil că vei ajunge în altă parte, nu în calea pierzării. Dar dacă n-ai dragoste de adevăr și dacă nu-ți pasă și dacă o fi cum o fi, atunci zice aici, puteri mincinoase, amăgirile nelegiuirii, ceea ce înseamnă minciuna și amăgirea, mă vor duce și te vor duce foarte ușor unde nu mă aștept. Da? Unde nu mă aștept. Haideți să mergem mai departe, versetul 1. Din această pricină Dumnezeu le trimite sau le îngăduie o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună, pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ce au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiți. Vedeți, marea bătălie în legătură cu relația cu Dumnezeu este problema de onestitate. Bă, frate, ce-ți place? Oamenii n-au crezut adevărul, din ce cauză? Pentru că au înlocuit adevărul cu ce? Cu plăcerea. Fiți atenți. Au înlocuit adevărul cu plăcerea. Omul nu-l interesează care e adevărul, ci omul întreabă, da, asta îmi place. Sau omul spune, asta îmi place, asta mă interesează, că îmi place mie. Și aici, ori de câte ori înlocuim adevărul cu plăcerea, avem probleme. Pentru că plăcerea niciodată nu identifică nelegiuirea. Plăcerea nu spune, bă, ăsta e greșit sau ăsta este bun. Nu. Cine îți spune ce e greșit sau ce este bine? Cine? Poftiți? Spune, haideți cu mine. Cine spune? Adevărul sau plăcerea? Adevărul îți spune ce e greșit și ce este bine. Plăcerea niciodată nu face deosebirea asta. Plăcerea spune, îmi place și cu asta am terminat. După aceea poate să spună carpe diem sau trăiește ziua, plăcerea de moment și așa mai departe. Sunt o sumedenie întreagă de justificări. Dar nu contează asta. Dacă n-ai crezut adevărul și te-a condus plăcerea, nelegiuirea, să știi că e foarte aproape. Și osânda este foarte aproape, pentru că zice, au găsit plăcere în nelegiuire să fie osândiți. Vreau să vă întreb, ce fel de globalizare e asta? Poftiți? Ce fel de globalizare e? Pentru că e o globalizare, încă o dată, este omul fără de lege care se pune în dreptul lui Dumnezeu cu pretenții universale, după aceea răspunsul este toți cei ce sunt pe calea pierzării sau toți care n-au crezut adevărul, răspunsul este în legătură cu toți. Întrebarea este, ce fel de globalizare este globalizarea asta? Uitați-vă bine sus. Globalizare prin fără de lege. Simplu. Fără de lege are forță. Fără de legea atrage.
fără de legea promite. Oamenii se grupează în jurul conceptului respectiv. Oamenilor le place. Tu ești acolo? Apropo, înainte să trecem mai departe, cine e omul fără de legii? Care capitulare? Satan. Cine e omul fără de legii? Dați-mi un alt nume pentru asta. Că am nevoie, dacă ați prins numele celălalt echivalent omului fără de legii, am învățat o lecție foarte mare. Poftiți? Anticrist. Întotdeauna când veți auzi de anticrist, vă rog frumos, puneți împreună numele omul fără de legii. Să ținem minte, anticristul are globalizarea lui. Teza pe care o promovează este fără de legea. Ce este fără de legea? Că e vremea să o definim. Ce e fără de legea? Este călcarea legii lui Dumnezeu, spune cineva. Știți că e ceva mai mult decât atât? Este și asta. Dar merge dincolo. Este omul care nu mai are nici o lege. Fără de lege. Nu-l mai interesează nimic. El calcă și legea lui Dumnezeu, calcă și legea oamenilor, calcă și legea naturală, calcă toate legile. Vrea să fie liber de lege. El nu vrea să-și așeze libertatea într-un cadru al legii, nici a legii lui Dumnezeu, nici a legii umane. Este omul care vrea să facă efectiv tot ce îi place. Iar textul spune, fiți atenți, când ai ajuns să vrei să faci tot ceea ce îți place, ești la un pas de... Au găsit plăcere în... Ești la un pas de nelegiuire. Gândește-te bine la lucrul ăsta. Apropo, dacă te-ai gândi cumva că nu vrei să faci parte dintre oamenii fără de legii, ce variantă îți rămâne? Ai o singură variantă. Să vrei să faci parte dintre... Ziceți! Vreau să vă aud, vreau să mă ajutați. Dintre oamenii legale, așa cum ziceți. Dintre oamenii cu adevăr, oamenii cu lege, oamenii cu principii, oamenii cu neprihănire, oamenii cu dreptate, oamenii cu judecată, oamenii cu Dumnezeu. Astea sunt elementele care se nasc din această realitate. În timp ce noi credem că globalizarea este o problemă de instituții, de corporații și așa mai departe, vă ofer o variantă a Scripturii, Apocalips 13 cu versetul 8. Fiți atenți! Toți locuitorii pământului se vor închina, toți aceia a căror nume n-a fost scris în cartea vieții mielului, care a fost junghiat de la întemeierea lumii. Ce scrie acolo? Câți din locuitorii pământului? Toți din locuitorii pământului. E o problemă globală? E o problemă globală? Este. Toți locuitorii pământului vor fi confruntați cu ce? Cu închinarea. Toți vor fi chemați la închinare. Trăim o vreme când liberalismul ideologic a dat voie omului și să iasă în afara închinării. Și sunt o mulțime de oameni astăzi cărora nu le mai pasă de închinare. Sunt liberi cugetătorii, agnosticii, oameni care nu mai cred nimic, n-au nicio treabă cu închinarea. Va veni o vreme, cât se poate de curând, când toți oamenii vor fi chemați însă într-un gest de închinare. Oare de ce? Și aici spune, îi se vor închina... Toți aceia căror nume n-a fost scris în cartea vieții mielului. Ce înseamnă să fi scris în cartea vieții mielului? Vă rog să observați cu mâna mare
cu referire la Domnul Iisus Hristos și la răstignirea Lui. Deci este vorba de Domnul Iisus Hristos cel răstignit. Deci dacă numele nu ți-a fost scris în cartea Domnului Iisus Hristos cel răstignit, păi e posibil să te închini și altfel? Și dacă este vorba de Iisus Hristos cel răstignit, ce înseamnă asta? Cine este Iisus Hristos cel răstignit? Este centrul descoperirii lui Dumnezeu care vorbește despre mântuirea noastră. Căci nu este sub cer un alt nume dat oamenilor în care să putem fi mântuiți. Deci, dacă numele tău n-a fost scris acolo în mântuirea lui Iisus Hristos, care a fost junghiat de la întemeierea lumii, atunci vei fi în tabăra cealaltă. Închinarea se va împărți în două. Unii se vor închina, locuitorii pământului se vor închina unui înlocuitor, unui substitut despre care vom vorbi astăzi. Alții se vor închina lui Dumnezeu în Iisus Hristos care a murit la cruce. Istorie. În momentul în care Pavel vorbește despre omul fără de legi, întrebarea mea este când va apare omul fără de legi? Ce ziceți? Când va apare? Marea majoritate a oamenilor credincioși, evanghelici și de toate tipurile, așteaptă omul fără de legi să apară în viitor. La nivel de zâmbet, unii spun că va fi un român. Știți treaba asta? Nu știți? Îl va chema cumva Nicolaus și va fi din Carpați. Și va fi din Carpați. Apare foarte mult în literatură. Așa, nu știu, mai în glumă, mai în serios. Probabil că e din țara lui Dracula. Și de acolo a venit ideea. Dar este foarte popular astăzi. Dar asta încă o dată. La nivel de glumă și la nivel de români. Că suntem aici. Fiți atenți un lucru. Apostolul Pavel, când vorbește despre istoria fără de legi, vă rog să observați, este în același loc, 2 Tesaloniceni, capitolul 2 cu 6. Apostolul Pavel zice așa, știți bine ce îl oprește pe omul fără de legi, ca să nu se descopere decât la vremea lui. Deci este vorba de o descoperire care va avea loc la un timp anume. 2. Versetul 7. Căci taina fără de legii a și început să lucreze. De pe ce vreme? Poftiți? De pe ce vreme? De pe vremea lui Pavel. Pavel zice, uite, acum lucrează. Trebuie numai ca cel ce oprește acum să fie luat din drumul ei. E ca și cum i s-ar fi pus o barieră. De aici nu treci. Și e ținut în loc. Și Pavel spune, dacă ridici bariera, dacă o iei din drumul lui, atunci își dă drumul. Și atunci se va arăta acel nelegiuit. Din nou, ce înseamnă nelegiuit? Trebuie să înțelegem bine termenii. Nelegiuit înseamnă fără de lege. Nelege, nelegiuit, da? Se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Când îl va prăpădi? Când va veni el? De când începe să lucreze? Încă o dată, de când începe să lucreze? De pe vremea lui Pavel. Când sfârșește lucrarea? La venirea lui Iisus Hristos. Pe ce perioadă se întinde? Pe ce perioadă se întinde? De la Pavel până azi și mai departe. Câți ani are? Peste 2000 de ani. Se vorbește despre un anticrist
care lucrează pe o perioadă atât de lungă. Vreau să vă întreb, e lucrarea unui om aici? Poftiți? E lucrarea unui om? Da sau nu? Haideți! Haideți! E lucrarea unui om? Nu! Lucrarea cui? Omul nu trăiește 2000 de ani, corect. Lucrarea cui este? Este vorba de un sistem care lucrează în așa fel încât susține, implementează, alimentează o astfel de atitudine a omului fără de lege sau a omului nelegiuirii. Așa spune Pavel, așa spune Sfânta Scriptură. Uneori nu se vede. Uneori nu ajungem la arătarea lui. Dar spune aici că va veni o vreme când se va arăta, când își va da arama pe, cum zicem noi? Pe față. Mulțumesc. Marea sinteză. Imaginea pe care o vedeți aici este o imagine apocaliptică, ce unește Apocalipsa Vechiului Testament cu Apocalipsa Noului Testament și ne spune că sistemul de împotrivire față de Dumnezeu este capodopera mileniilor de istorie. Pentru ca să înțelegem lucrul ăsta, aș vrea să vă spun că leul care îl vedeți în imagine, în prim plan, reprezintă Babilonul. Iar fiara asta care o vedeți dumneavoastră cu toate fiarele care sunt aici, cu o mulțime de capete, este o singură fiară care este o sinteză. Ce înseamnă sinteză? Un cumul istoric. Și Scriptura, cartea lui Daniel și cartea Apocalipsei îmi spune că există în istorie o capacitate de a acumula experiențe, date și culturi în așa fel încât cu cât mergi mai mult în istorie, cu atât fenomenul ăsta de sinteză e din ce în ce mai puternic. Vă uitați puțin la structura acestei fiare. Are cap de leu. Vedeți acolo un corp cu pete pe el. Ce animal este așa? Este leopardul sau pardosul? Dacă vă uitați mai atent ce fel de ghiare are leul de acolo, veți vedea că seamănă cu ale unui urs. Și fiara care se formează este un cumul de fiare până la urmă, care toate sunt anumite etape în istorie. În Daniel capitolul 7-8 mi se spune că aceste animale sunt leul, Babilonul, după aceea ursul este, vă amintiți? Ziceți? Medo-Persia. Apoi pardosul este Grecia. Și apoi la sfârșit de toate se unesc toate acestea, se unesc toate acestea într-o mare sinteză și dau naștere unei fiare care are toate componentele de pradă ale tuturor acestor fiare. Cu alte cuvinte, este un animal atât de periculos cât este toate aceste animale la oaltă. Scriptura sugerează ideea de sinteză. Ceea ce dumneavoastră ați văzut la început, ideea de Coca-Cola, Microsoft și așa mai departe, ideea asta de sinteză economică este surprinsă aici prin ideea de sinteză acestor animale. Iar fiara aceasta este prezentată în Apocalips capitolul 13. Foarte interesant, ea este descrisă parțial în Daniel, într-o carte profetică a Vechiului Testament, și apoi ea va coborî direct în mijlocul Apocalipsei, astfel încât în Apocalips capitolul 13, vă voi citi repede, în Apocalips 13 voi găsi următoarele cuvinte.
Am văzut, ridicându-se din mare, o fiară cu 10 coarne, 7 capete, pe coarne avea 10 cununi împărătești și pe capete avea nume de hulă. Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard, avea labe de urs și o gură ca de leu. Balaurul, cine e balaurul? În original apare ideea de dragon, de unde noi avem cuvântul de, ca derivație în limba română, de la dragon avem cuvântul de, de, nu, drac. Balaurul i-a dat puterea lui, i-a dat scaunul lui de domnie și o stăpânire mare. Balaurul respectiv face trimitere la anumite forțe, încă o dată, paranormale, încă o dată, supranaturale, care sunt identificate la Scriptură, care sunt forțe draconice. Aceste forțe draconice mișcă această fiară, o, iertați-mi termenul, teleghidează, o propulsează pentru ca să calce în picioare pe cine? Este în război cu ce? Și acum, în situația asta, ajungem să ne întrebăm care e rostul Bisericii lui Hristos. Dar haideți puțin mai departe. Observați sintezele una după alta. Sintezele, globalizările, sunt una după alta. Este vorba de o sumă de eforturi de a realiza această sinteză, până când la final se va putea realiza marea sinteză globală. În ce va consta marea sinteză globală? E o bătălie pe viață și pe moarte, extrem de importantă, în legătură cu recunoașterea sau nu a lui Dumnezeu. În această bătălie suntem implicați, tu și cu mine. Dacă nu suntem conștienți de lucrul acesta, vom sta pe scaun cu mâinile încrucișate, vom merge acasă, vom da drumul la televizor, vom sta liniștiți, vom merge, vom construi, vom clădi, vom câștiga bani, vom împrăștia bani, ne vom căsători, ne vom mărita și nu vom ști nimic până în ziua când, știți că este un text biblic care spune, n-au știut nimic până în ziua când a venit potopul și a luat pe toți. Ideea de surpriză în legătură cu aceste planuri dramatice, draconice, ideea de surpriză este teribilă. Nu putem să stăm și să fim luați prin surprindere. Nu se poate treaba asta. Din cauza asta este o mare problemă dacă prietenii dumneavoastră stau și nu știu nimic. Este o mare problemă dacă rudele dumneavoastră stau și nu știu nimic. Dacă familia, soția, copiii nu știu nimic, e o mare problemă. Pentru că Dumnezeu ne pune problema asta înainte sau situația asta înainte pentru a lua decizii, pentru a ști că acum este vremea să iau decizie pentru Dumnezeu sau împotriva Lui, pentru ca la sfârșit să nu fiu forțat să iau o decizie pe care nici măcar n-o vreau, dar care va trebui să o fac datorită împrejurărilor prin care voi trece, fără să am puterea să mă împotrivesc. Va fi prea târziu atunci să spun nu. Să spun nu unei fiare care calcă totul în picioare. Să spun nu unei situații din care aproape nu există nicio ieșire. Pentru că se vor închina toți, așa zice textul, cei care nu au numele lor scriși în cartea vieții mielului care a fost junghiat de la întemeierea lumii. Dacă vei avea atunci numele tău scris în cartea vieții mielului, vei reuși să te împotrivești și să scapi. Dacă nu vei avea numele tău scris în cartea vieții mielului, oricât te vei împotrivi, nu vei putea scăpa. Când se scrie numele tău? În cer, când?
Nu de la întemeierea lumii. Textul spune că mielul a fost junghiat la întemeierea lumii. Dar cartea vieții se completează cu nume acum. Câtă vreme se poate. Acum se completează cartea. Trăim într-o vreme foarte ciudată. Oamenii spun că, de fapt, marea bătălie va fi în legătură cu un chip care se va implanta undeva în corpul uman. Și că chipul acela va fi marea problemă a ființei umane. 666. Semnul fiarei, toți îl iau și îl pun în acel chip. Și toată lumea spune, nu, eu nu mă voi lăsa să-mi pună chipul. Așa a fost și cu probleme legate de vaccin. Am crezut că aia ar putea să fie chipul și ne-am tot ferit să nu se întâmple. Eu n-am nicio problemă dacă de sănătate ați făcut-o, dar dacă nu v-ați vaccinat din cauza că l-ar putea să fie chipul, e o mare eroare. Pentru că Dumnezeu spune, dacă vă va salva cineva, va fi dacă numele vostru e scris în cartea din ceruri. Că chipul nu ține de o problemă tehnologică când va pune cineva 3 sârme undeva în ureche. Nu! Chipul ține foarte clar de apartenența mea la Dumnezeu sau de apartenența mea unde? Unde? La marea sinteză de aici. Care este o mare sinteză condusă, orchestrată din spate de o putere draconică ce cere închinarea întregii lumi. Lumea întreagă se va închina fiarei acesteia. Deci încă o dată, haideți să înțelegem pentru cei care poate sunt confuzi. Nu e vorba de o fiară de felul ăsta, nu? E vorba de o realizare socială, culturală, care va cere tuturor oamenilor într-o anumită vreme foarte aproape de noi ca tot să se închine nu lui Dumnezeu, ci celui care nu e Dumnezeu. Marea sinteză. Haideți să nu începem să citim încă. Cum vă explicați dumneavoastră anticristul? Este un fenomen religios anticristul sau este un fenomen ateu? Fenomen religios sau ateu? Aș vrea să mai zice și din partea asta, că mi-e că vă pierd. E religios. Foarte interesant. Nu ateismul este anticristul. Pentru că anticristul zice că vine și se dă ca Hristos, numai că este un Hristos mincinos, fals. Ca urmare, am de a face cu un sistem religios care crede în Iisus Hristos. Cum se numesc cei ce cred în Iisus Hristos? Creștini. Asta este toată treaba. Este un fenomen creștin care crede în Iisus Hristos și care totuși lucrează împotriva cui? Împotriva lui Iisus Hristos. Cum? Prin faptul că el creează în subsol sau pe față omul, ce fel de tip de om? Fără de legii. Deci este o instituție, dacă vreți, este o pretenție care creează un tip de personalitate care nu ține cont de legea lui Dumnezeu. Câte porunci calcă? Sau una? Pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune, dacă ai călcat o singură poruncă, te faci vinovat de toate. Efectul este total când tu calci o singură poruncă. Spre exemplu, Ionel ține sabatul, da? E ceva deosebit? Ține sabatul. Dar el minte.
Spuneți-mi, ce contează, cât contează faptul că el ține sabatul? Poftiți? Ați văzut vreodată adventiști mincinoși? Ce valoare are această combinație? Ce valoare are? Zero. Ați văzut vreodată un pocăit care fură? Ați văzut? Ce valoare are pocăința? Zero. Dar invers. Ați văzut vreodată vreun pocăit care s-a pocăit în toate, dar nu ține sabatul lui Dumnezeu? Ați văzut? Ce valoare are? Înțelegeți? Despre asta e vorba. Dacă calci o singură poruncă, este ca și cum l-ai înjura pe Dumnezeu. Că e porunca, când înjuri pe Dumnezeu, ce poruncă calci? Nu ține, nu vă uitați la degetele mele. Nu lua în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, că cel nu va lăsa nepedepsit pe cel ce ia în deșert numele lui. Porunca a treia. Vreau să spun limpede, ori calci porunca a patra, ori îl înjuri pe Dumnezeu, e același lucru. Ori calci porunca care spune să nu prea curvești, ori ai alți Dumnezei în afară de Dumnezeu, deci nu crezi în Iisus Hristos și ești păgân, e același lucru. Legea nu funcționează așa 99%. 99% înger. Nu funcționează așa. La cele 10 porunci e vai de acel 1%. Ăla 1% aruncă în aer tot. Din cauza asta, atunci când vorbesc de Marea Sinteză, vă voi invita să citiți cu mine, pentru că Marea Sinteză e foarte ciudată. Ea se realizează pe multiple planuri. Aici poate să fie un plan socioeconomic, poate chiar politic și așa mai departe. Dar ce părere aveți de planul ăsta? Uitați-vă bine. În anii 321 până la 364, în tradiția creștină, sabatul zilei a șaptea a fost înlocuit cu sabatul zilei întâi, ceea ce înseamnă sâmbătă a fost înlocuită de duminică. În ce an? 321-364. Ce legătură are schimbarea aceasta cu Scriptura? Ce legătură are? Are vreo legătură? Dumnezeu spune așa: credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Și Dumnezeu a dat credință, a dat sfinților lui ucenici ziua aceea în care ei erau în Duhul, care este ziua frumoasă a lui Dumnezeu și așa mai departe. Și iar ei în 321 ce fac cu ea? Poftiți? O schimbă, mulțumesc. În anul 337, creștinismul a început să se închine la relicve, la moaște, la tot felul de lemne, la oase, la ce vreți dumneavoastră, degete, dinți, păr, bucăți din lemnul crucii. Se spune că s-au vândut vagoane de lemne, spunând că e din lemnul crucii. S-au vândut, s-au câștigat bani, nu e nicio problemă. În anul 337, ce legătură are cu Scriptura? Poftiți? Nu, are legătură. Zice, să nu vă închinați. Da? Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în cerul, jos pe pământ, mai jos decât pământul, să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești. Nu te închina la lemne, iartă-mă! Nu te închina la picturi! Nu te închina la nimic din ceea ce este omenesc! Nu! Închinarea trebuie să meargă în duh și în adevăr către cine? Către Dumnezeu! Sigur că da! 3. 366 apare rozariul. Știți ce înseamnă rozariul? Știți ce este? I-ați văzut pe oameni cu o sfoară, cu bile?
Ca și mărgelele, da? La ce folosesc alea? Poftiți? Ideea este că te duci la preot și preotul îți spune: uite, ca pedeapsă pentru păcatul cutare, că ai desfrânat, spre exemplu, te rog să repeți timp de 2 luni de zile, în fiecare zi, de 30 de ori rugăciunea Tatăl nostru. Da? Da, bun. Și tu trebuie să o faci. Și cum faci ca să nu pierzi șirul? Tu zici în continuu și mai dai o bilă, zici în continuu și mai dai o bilă. Între timp te mai gândești și la ceva și mai dai o bilă. Și mai dai o bilă. Lucrul ăsta mecanic pe care îl face cineva pentru a scăpa de pedeapsă și așa mai departe, este încurajat de sistemul ăsta. E un fel de mantra. Nu știu dacă sunteți la curent cu cuvântul mantra, dar în religiile păgâne, pentru ca oamenii să poată să scape de anumite blesteme, trebuie să folosească o anumită frază și să o repete în continuu. Că o înțeleg, că nu o înțeleg, că se gândesc, că nu se gândesc la ea, e o altă problemă. Dar trebuie să o repete în continuu, în continuu, în continuu, și aceasta îi salvează de blestem. Dumnezeu vrea inima omului, vrea înțelegerea lui, vrea ființa lui. Dumnezeu spune limpede: veniți la mine cu toată inima voastră. Să iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru cu toată inima, cu tot cugetul, cu toată ființa, cu toată mintea. Așa ne vrea Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea nimic mecanic. Și așa mai departe, am făcut tot felul de inovații, tot felul de invenții. Haideți mai departe. Așa numita liturghie cu mas, cu, mă rog, împărtășania de tip medieval în 394, deci aproape 400, în care preotul de fiecare dată, sub binecuvântare, are pretenția că el transformă pâinea și vinul în trupul și sângele Domnului Iisus Hristos, astfel încât preotul ajunge să spună că el este superior lui Dumnezeu. Din ce cauză? Că el îl creează de fiecare dată când el, într-o liturghie, rostește cuvintele: acesta este trupul meu și acesta este sângele meu. De fiecare dată el este marele creator. Îl creează pe cine? Pe Dumnezeu. Lucrurile astea se întâmplă în creștinism. Creatorul este creat de creatură. Lucrurile sunt peste cap. Nu se poate. Iertați-mă, din punctul de vedere al înțelegerii mele, asta e o blasfemie. Se întâmpla în anul 394. Iadul și purgatoriul în 590. Adică, domnule, vei ajunge să trăiești o veșnicie pe frigare și nu mai scapi niciodată. Citiți, vă rog, Scriptura și veți vedea un lucru, că moartea este definită de Sfânta Scriptură în felul următor. În locuința morților în care mergi nu mai este nici știință, nici pricepere, nici, haideți, poftiți? Nici planuri, mulțumesc. Deci, tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta, căci în locuința morților în care mergi nu mai este nici știință, nici înțelepciune, nici pricepere, nici cunoștință. Mulțumesc. În sfârșit, am recapitulat bine. Păi dacă nu mai ai cunoaștere de tine, nu mai poți să faci planuri, nu mai ai știință în sensul că nu mai știi nici ce e bine și ce e rău, dacă așa zice Scriptura, tu de ce spui că nu o să stai în continuu și o să te părpălești acolo? Înțelegeți? Toate lucrurile astea sunt adăugate. Dacă ar trebui să vă întreb de unde sunt adăugate, ce îmi spuneți? Este marea sinteză dintre păgânism și creștinism. Creștinismul încorporează toate lucrurile acestea și le duce mai departe, transformându-se dintr-o religie a Scripturii, cum ar trebui să fie, se transformă într-o religie a folclorului popular, a păgânismului, a orice. Indulgențele anului 799. Ai nevoie să ți ierte păcatul? Ia, dă-mi 100 de dolari, hai. Repede, și ți iert eu toate păcatele.
cele trecute, prezente, și dacă ai de gând cumva să faci păcate viitoare, ți le ierți și pe alea, dar pe alea cu $1,000. E limpede? $1,000. De ce? Pentru că în felul ăsta poți să-ți planifici mai bine ce vei face. Adică, știind că ai păcatul iertat, n-am nicio problemă. Sunt cu păcatele iertate și îmi planific cum să dau o lovitură mai bună, că nu mă mai ustră nici conștiința. Am iertarea făcută, deci pot să fac ce vreau eu. Dragii mei, nu se poate așa ceva. În felul ăsta se ajunge la fără de lege. În felul ăsta se ajunge la călcarea legii lui Dumnezeu fără nicio scrupulă, fără să te mai mustre conștiința. În felul acesta, uneori biserica plătea ucigași pentru ca să ucidă persoanele incomode. Și în istorie sunt descrise lucruri de felul ăsta. Asasinii unora dintre regi erau persoane extrem de evlavioase care mergeau pe varianta asta. Așa numita conspirația prafului de pușcă, pe care dumneavoastră o sărbătoriți aici, în Anglia, în care s-a pus la punct aruncarea în aer a Parlamentului Britanic, a fost făcută de oameni religioși catolici. Pe baza aceluiași lucru. Cultul Fecioarei Maria în anul 850, atunci începe, până atunci, iertați-mă, n-a fost oficializat, s-o fi făcut pe undeva în stânga, în dreapta. Maria a fost respectată în creștinism întotdeauna. Maria a rămas mama Domnului Iisus Hristos. Dar Maria niciodată n-a fost văzută la nivelul Domnului Iisus Hristos, care este Dumnezeu din veac, care a coborât aici, s-a întrupat pentru ca să-și facă lucrarea de mântuire pentru mine. Iisus Hristos a avut o lucrare, Maria a avut altă lucrare. Această încurcătură de lucruri, când oficiul sau funcția Domnului Iisus Hristos a fost dată Mariei, și Domnul Iisus Hristos s-a retras, nu se mai știe, probabil în planul secund undeva în spate. Acesta nu ține de Scriptură, ci ține de oameni care au vrut să inoveze lucruri care nu sunt. Spovedania s-a inventat în anul 1198. Te duci și spui, cui spui? Unui om. De ce îi spui? De ce îi spui? Ca să-ți ierte păcatele. Cine? Securitatea. De ce îi spui unui om? Când omul ăla nu poate să facă nimic pentru tine. De ce? Biblia este interzisă în anul 1300, 1299. Apare botezul pruncilor în anul 1311. În anul 1563, după conciliul din Trent, tradiția devine mai importantă decât Scriptura. 1563. Sfinții părinți sunt mai importanți decât Sfânta Scriptură și astfel Scriptura trece pe locul 2, 3 și așa mai departe. Observați, sinteza nu se face deodată. Sinteza se face în timp. Are nevoie de timp. Are nevoie de o istorie. De asta mi se spune că este o istorie a omului fără de legi. E atât de mult de spus. Vă aduceți aminte de cornul ăsta mic? Îl studiasem în seriile trecute. Spune că un corn mic s-a mărit nespus de mult până la oștirea cerului. Așa am studiat seriile trecute. Mi se spune că acestui corn, tot în Daniel, capitolul 7-8, i s-a dat o gură ca de om și ochi ca de om, ceea ce înseamnă s-a umanizat. Cornul, în esență, este cornul unui animal, reprezintă putere, reprezintă în vechime, cornul reprezenta regalitatea. Moise, dacă îl vedeți când este sculptat, el are două coarne, arătând că a fost puternic, a fost conducător, a fost legiuitor și rege. Așa se reprezentau oamenii în vechime. Dacă vedeai pe cineva cu două coarne într-o bătălie, la știai că este cine?
conducătorul. Ei bine, unul dintre coarnele acestea de conducere a căpătat ochi de om, gură ca de om, care vorbea cu trufie. Este simbolul omului religios care, în ciuda faptului că este religios, vorbește împotriva cui? Împotriva lui Dumnezeu. Și avem de a face cu aceeași idee a unei religii care pe din afară este dedicată lui Dumnezeu și prin lucrarea ei lucrează împotriva lui Dumnezeu. Pe din afară este Crist, pe dinăuntru este anticrist. Pe din afară vorbește despre ascultare, despre supunere, despre control și așa mai departe. În realitate, pe interior este împotriva legii lui Dumnezeu, împotriva stăpânirii lui Dumnezeu, împotriva controlului lui Dumnezeu. Și iată-l aici, cornul cel mic. În Apocalipsa 13:3, despre care am mai vorbit, se spune că fiara aceea care ați văzut înainte, cu mai multe coarne, unul dintre capetele ei părea rănit de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată și tot pământul se mira după fiară. Vedeți sublinierea. Cât se mirau după fiară? Tot pământul. Este vorba de o supunere din admirație. Va fi o forță atât de puternică, se va dezvolta se va implementa o forță atât de clară încât tot pământul îi va admira puterea, tot pământul îi va admira capacitatea de a controla și de a supune pe toată lumea. Versetul 7, și i s-a dat stăpânire peste orice seminție, peste orice norod, peste orice limbă, peste orice neam. Spuneți-mi cine scapă. Poftiți, cine scapă? Este din nou marea sinteză. Este un corn sau o fiară sau o identitate care a primit o lovitură de moarte și care dintr-o dată apare în văzul lumii vindecată. Lumea care crezuse că a scăpat de treaba asta stă față în față cu această fiară, de data asta mai splendidă, mai puternică, mai vivace decât oricând. Aș vrea să vorbesc puțin de un soi de rană de moarte sau de o rană de moarte chiar. Nu mai e timp, suntem destul de întârziați, dar aș vrea totuși câteva cuvinte. Revoluția franceză. Franța a fost una dintre cele mai mari sprijinitoare a creștinismului medieval, acelei mari sinteze despre care am vorbit, Franța. Era numită fica bisericii. În anii 1790 și așa mai departe, 91 de fapt, dar ca să fie mai bine, mai ușor de ținut minte, după 1790 apare Revoluția franceză. Revoluția franceză ia creștinismul francez și dă cu el de pământ. Efectiv, îl interzice. Bisericile sunt vandalizate. Preoții sunt scoși din altar și obligați să abjure sau să se lase de credință. Bibliile sunt arse. În locul creștinismului francez, Robespierre inventează cultul rațiunii. Aveți aici în partea dreaptă templul creat de Robespierre. Sus, dacă vă uitați bine, sus este filozofia, ca fiind noua religie. Iar zeița va fi zeița rațiunii. În partea stângă este un dicton sau o realitate a noii religii care va înlocui creștinismul vechi. Zice, poporul francez recunoaște existența ființei supreme și nemurirea sufletului. Cele două principii fundamentale ale Revoluției franceze. Ce părere aveți de această religie?
Nu-mi spuneți prea multe. Important este să observați un lucru. Orice mare sinteză încearcă să înlocuiască religia lui Iisus Hristos. Eu nu vreau să spun că religia pe care au înlocuit-o ei era o religie bună. În esență, fenomenul catolic a fost un fenomen cumplit. Vă spuneam și zilele trecute, peste 50 de milioane, nu de mii, 50 de milioane de martiri, victime, făcute de Biserica Catolică. Întrebarea mea este, creștinismul credeți că se poate purta așa? Ăștia care se poartă așa sunt creștini sau nu? În momentul când am pornit noi cu cruciadele noastre pentru eliberarea Țării Sfinte, eram creștini? În momentul în care aveam crucea pe scuturi și săruteam mânerul săbiei crezând că e o altă cruce, pentru că și mânerul săbiei era sub formă de cruce, știți? Se lua spada invers și se săruta mânerul crucii. Ați văzut asta în multe filme. Da? În momentul în care noi sărutam mânerul crucii și spuneam că este o treabă sfântă, eram creștini? Gândiți-vă la lucrurile acestea. Nu, creștinismul care primește acum o rană de moarte nu era creștinismul ăla care trebuia să fie. Nu era creștinismul lui Iisus Hristos, nu era creștinismul autentic. Era creștinismul fiară despre care am vorbit anterior. Ea primește o rană de moarte, este înlocuită cu așa zisul cult al rațiunii pe care îl vedeți dumneavoastră aici. Durează câțiva ani de zile, Robespierre va muri, va fi executat, odată cu el se termină toată povestea. Și Napoleon, în 1798, intră cu trupele sale, de fapt îl trimite pe generalul Berthier, intră în Roma, îl ia prizonier pe Papa Pius și s-a crezut din momentul acela că sistemul papal nu va mai apare niciodată în Europa. S-a crezut că Vaticanul și-a încheiat istoria acolo. S-a crezut că e gata. Așa a crezut Napoleon. E gata? E gata? Mulțumesc! S-ar putea întâmpla ca ce se va întâmpla zilele viitoare la Vatican să vă uimească pe toți. Când zic zilele viitoare, nu înseamnă mâine sau poimâine. Înseamnă într-un viitor apropiat. Această rană de moarte, momentul în care papalitatea a fost anihilată 100%, fiind o forță antidemocratică pentru vremea aceea, ceea ce s-a întâmplat atunci, s-a crezut că este definitiv, este surprinzător vis-a-vis de vremea pe care o trăim astăzi, pentru că astăzi trăim o democrație extraordinară care în mod surprinzător recunoaște cea mai mare monarhie care a existat vreodată, cea mai puternică monarhie care a existat vreodată, și anume monarhia catolică. Cât supuși? Nu, cât supuși sunt catolici astăzi? Câți credincioși? În jur de un miliard. Care sunt mai credincioși religiei lor decât statului în care trăiesc. Jurământul de credință e mai puternic decât atașamentul social. Nu-i normal așa? Tu nu ești mai degrabă ascultător de Dumnezeu decât de oameni? Sigur, așa e normal. Din cauza asta este extrem de periculos. Pentru că credința ori o ai față de Dumnezeu și jurământul de loialitate este față de Dumnezeu, sau dacă ai un jurământ de loialitate față de oameni, e cumplit. Vă spuneam și altă dată, aș vrea să învățăm să gândim. Aș vrea să vedem de ce Dumnezeu la un moment dat spune, fiți atenți, că rana de moarte se va vindeca și tot pământul se va mira după fiară într-o uimire globală care se transformă într-o nouă globalizare.
Ea lucra cu toată puterea fiarei din tâi, făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine înaintea fiarei, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Săvârșea semne mari până acolo că făcea să se coboare foc din cer pe pământ în fața oamenilor și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care îi se dăduse să le facă în fața fiarei. Câți oameni? Câți oameni erau amăgiți? Câți? Toți oamenii. Care erau mijloacele de amăgire? Încă o dată. Cobora foc din cer pe pământ. Semnele care se duce să le facă, minunile, lucrurile extraordinare, paranormalul, ieșitul din comun, vor fi acele semne care vor lua vederea oamenilor și vor face să nu mai vadă nimic. Și vor fi ușor de amăgiți. De amăgit. Nu vă uitați la noi astăzi. Tot creștinismul nu face altceva decât este în căutare de minuni. Atât. Creștinismul este în căutare de minuni. Unde se aude de o minune, acolo se duc toată lumea. La Maglavit. Vă aduceți aminte de Sfântul de la Maglavit? Da? Pe vremuri mai de mult. Toată lumea se duce acolo. Se aude o minune undeva, toată lumea se îngrămădește acolo. Lumea este în căutare de minuni. Din ce cauză? Pentru că ei cred că minunile sunt semnul prezenței divine, când în realitate, uitați-vă bine, minunile sunt un loc unde înșelăciunea poate să aibă sau să se întâmple foarte ușor. Minuni a făcut și Iisus Hristos, minuni face și paranormalul de Satan. Minunile face sunt și de o parte și de alta. Miza pentru a-l câștiga pe om este extrem de mare și într-o parte și dintr-o alta. Nu vă lăsați condiționați de ideea, știi ce am văzut acolo, este extraordinar, toată lumea se duce acolo, toată lumea a văzut ceva nemaipomenit, pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune, vi se va zice, iată un Hristos în pustie sau iată-l în odăițe ascunse, și cuvântul lui Dumnezeu zice, să nu vă duceți și să nu credeți. Dumnezeu zice treaba asta. Cum să nu cred, Doamne, că a coborât foc din cer? Și Dumnezeu spune, să nu credeți. Dar ce să cred, Doamne? Spuneți-mi ce să cred. Un alt text spune, avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălucește în loc întunecos până va răsări luceafărul de dimineață. Cuvântul lui Dumnezeu, acest stă scris, are semnătura lui Dumnezeu când spune, Scriptura nu poate fi desființată. Poate să treacă cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege. În timp ce minunile, lucrurile extraordinare, paranormalul, toate sunt o zonă de înșelăciune, cuvântul lui Dumnezeu este o zonă de adevăr. Avantajul este că puteți să-l aveți toți. Avantajul este că putem să nu-l ratăm niciunul. Asta este marele avantaj. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească, să facă să fie omorâți tot ceea ce nu se vor închina icoanei fiarei. Globalizare cu urmări. Da? Tot ceea ce nu se vor închina. Și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, slobo și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte. Globalizare cu consecințe, un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, identitate fizică sau morală, vreau să vă întreb. E vorba de chip sau de închinare? Și încă o dată, cuvântul lui Dumnezeu spune, nu e vorba de chip, nu vă fie frică oamenilor de chip, nu vă fie frică de asta, fie frică de închinare. Este o mare capcană să te ferești de chip și să accepți orice fel de închinare. E o mare capcană. Că asta este situația la noi. Tu te închini în felul tău, eu mă chin în felul meu, celălalt se închină în felul lui. Nu contează. Important este să nu primim chipul. Asta este ultima concepție. În realitate Dumnezeu zice, contează închinarea, nu contează chipul. Cum vi se pare?
Poate că putem învăța ceva. Poate că putem descoperi valoarea fundamentală a ceea ce înseamnă legea, porunca sau călăuzirea divină. Pentru ca nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Dragii mei, în condițiile astea mai am nevoie de un singur lucru și cu asta voi încheia două citate repede de tot. Cine-i poporul lui Iisus Hristos? În condițiile unei sinteze globale de felul acesta, în care lumea este prinsă puțin, nu, este prinsă bine de tot în gheara aceasta înșelăciunii, poporul lui Dumnezeu, zice Apocalips 12:7, este cel care, sau cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Hristos. Să citesc complet de la versetul 17, balaurul, adică dragonul, adică cine? Diavolul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămășița seminției ei. Nu uitați, femeia aici este simbolul bisericii lui Iisus Hristos, iar rămășița seminției ei este rămășița unei biserici care rămășiță slujește lui Dumnezeu. Deci, rămășița care slujește lui Dumnezeu păzește poruncile lui Dumnezeu și ține mărturia lui Iisus Hristos. Apocalips 13:8, și toți locuitorii pământului se vor închina, toți aceia al căror nume n-a fost scris în cartea vieții mielului care a fost junghiat de la întemeierea lumii. Cât se vor închina? Toți. Pe de-o parte se vor închina toți locuitorii care n-au numele scris în cartea vieții mielului, pe partea cealaltă, toți aceia care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos fac parte din rămășița lui Dumnezeu. Lucrurile se împart. Categoric. De-o parte este Dumnezeu cu poporul său în mărturie și în ascultare de poruncile lui Dumnezeu, în partea cealaltă se află balaurul, care este mâniat pe femeie, cu oamenii lui care sunt blocați într-o închinare falsă. Ăsta este elementul fundamental, mesajul pe care îl are Scriptura din punct de vedere profetic pentru ziua de azi. Puțină lume știe. Tu știi. Spune și celor ce nu știu. Ultimul text. Zile de făgăduință. În condițiile acestea, ce-i de făcut? Textul cel mai frumos care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră se găsește în Vechiul Testament, în Zaharia 12:10. Dumnezeu spune, în această situație, în acest context, voi turna peste casa lui David, peste casa poporului meu, un duh de îndurare și rugăciune. Wow! Își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu, îl vor plânge amarnic cum plânge cineva pe un întâi născut. Cu alte cuvinte, aici spune făgăduința lui Dumnezeu, îi voi întoarce la crucea lui Iisus Hristos. Amin. Acolo este punctul de întoarcere, punctul de referință. Pentru ca să se întoarcă, voi trimite asupra lor un duh. Despre ce duh e vorba? Este vorba de lucrarea Duhului Sfânt, care este o lucrare de rugăciune și de îndurare sau de har. Duhul Sfânt poate coborî asupra inimii tale prin îndurare, prin rugăciune, prin plâns, printr-o retrăire de bun simț alături de Dumnezeu. Se poate treaba asta. Își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns. Imaginea este extremă. Este ca și cum am trecut pe lângă crucea Domnului Iisus Hristos. Nici n-am băgat-o în seamă. Și dintr-o dată, datorită influenței Duhului Sfânt, ceva în mine, ceva în tine îmi spune că nu e bine unde merg, că trebuie să mă întorc, să caut cu privirile altceva. Și în sfârșit mă întorc și în sfârșit văd crucea lui Iisus Hristos. M-am întors și am văzut-o. Nu mergeți mai departe în drumul dumneavoastră. Întorceți-vă ca să-L vedeți pe Iisus Hristos. Știți ce înseamnă a te întoarce? Ce presupune a te întoarce? Termenul pe care îl găsesc în Sfânta Scriptură în legătură cu a te întoarce este termenul numit metanoia. Ce înseamnă metanoia? Schimbarea minții. Ce înseamnă schimbarea minții? Înseamnă pocăință. Întoarce-te. Este ca și cum merg într-o direcție proastă și merg și merg și merg și la un moment dat descoper că aici este o prăpastie și în ultimul moment când sunt gata să cad în prăpastia asta și toată lumea stă cu
cu mâna la gură că o să cad, în momentul acela realizez deja ce se întâmplă și mă întorc înapoi. Iosif, e bine sau e rău? E bine. E bine sau e rău? E bine. Atunci de ce toată lumea râde de un pocăit? Deci eu cred că dacă m-am pocăit e rău. Dacă spune aici, întorceți-vă, întorceți-vă, întoarceți privirile spre mine ca să vezi pe cel ce tu l-ai străpuns, să-l vezi pe Iisus Hristos, întoarceți privirile la El, este singura șansă ca numele tău să fie scris în cartea vieții. Este singura șansă pe care eu o am, pe care tu o ai. Când? Mâine? Azi. Acum e posibil, se numește har. Dumnezeu vrea să facă asta pentru tine și pentru mine. Să nu vă fie nici frică, să nu vă fie nici greu dacă veți plânge. Dacă vă veți plânge păcatele, dacă vă veți plânge drumul greșit pe care am mers până acum, dacă vă veți plânge, iertați-mă, nebuniile făcute. Nu e nicio problemă. Dar plângeți-le de dragul lui Iisus Hristos. Și plângeți ca după un copil. Ca și cum Iisus Hristos ar fi fiul vostru. Ca și cum ar fi copilul vostru. Ca și cum ar fi lipit de sufletul vostru. Este singura șansă să vă întoarceți. Cu 30 de ani în urmă mergeam cu o mașină. Ieșisem la mașină de ocazie. M-a luat un tir. În tir șoferul a început să-mi povestească. Fumez de peste 30 de ani și nu mai fumez. Păi cum s-a întâmplat? Dom'le, știi cum e la noi? Aveam țigări de care se poate, le aduceam de dincolo. Știți ce era la modă atunci, pe vremea lui Ceaușescu? Ce țigări erau la modă? Kent și? Marlboro. Și așa mai departe. Deci aveam dulapul plin. Fumam în continuu, că n-aveam ce să fac pe tir. M-a rugat soția, mi-am spus eu, cred că m-am lăsat de 30 de ori, zice el. Până într-o zi când m-am întors acasă. Și am intrat în pragul casei mele și casa mea, zice, are un coridor lung. M-a auzit fetița de 4 anișori că vine acasă. Și a venit la mine fugind și mi-a sărit în brațe și m-a luat de gât. Și în timp ce a sărit în brațe și m-a luat de gât, am văzut cu ochii mei cum mi se zbârlește părul. Și m-am întrebat ce se întâmplă. Nu-mi dădeam seama. Și soția, și fetița mi-a spus, tată, ce urât miroși. Și a fost ultimul pachet. A fost ultima țigară. De ce s-a lăsat de tutun? De dragul fetiței. Dragii mei, vreau să vă spun ceva. Tu, de dragul tău, nu-ți vei schimba viața. Numai de dragul lui Iisus Hristos. Numai dacă îl vei iubi ca pe un copil. Dacă va fi al tău, numai așa îți vei schimba viața. Altfel nu. Am stat de vorbă cu prieteni care spun, ne-am spus, băi, îți faci rău, cancer și alte alea și la zis, și ce dacă? Mor și gata. De dragul lui nu e în stare să se oprească. Iisus Hristos este singurul care te va întoarce din cale. Dumnezeu să vă ajute. Amin. Amin.